aprobarea bugetului pe anul 2021, inițiator primar Miclăuș și Diana. Cine ne... Primul rând, bună ziua. Așa cum mare parte din dumneavoastră știți, în fiecare an, după aprobarea legii bugetului de stat, după care primim și cifre de la bugetul de stat și de la Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetului local, primarul Comunei Podul inițiază și pune spre aprobare bugetul local al Comunei Podul. Astfel, în anul 2021, la parte de venituri, bugetul se compune astfel, din venituri proprii 1.029.000 lei, sume defalcate din impozitul pe venit 700.000 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 4.405.000 lei, cote defalcate din impozitul pe venit 1.053 lei, sume defalcate pentru asistență personal pentru drumuri, pentru cheltuieli materiale la învățământ 1.730.000 lei, subvenții pentru lemne persoane cu venit minim garantat pe 93.000 lei, persoane fără venit minim garantat 50.000 lei, excedentul anilor precedenți 4.327.000 lei, venituri la serviciul de salubritate 750.000 lei. De asemenea, avem o serie de proiecte în curs pentru care avem definite la FIEP 2.428.000 lei. Toate acestea sumează la partea de venit a bugetului local 17.297.000 lei, adică 170 miliarde de lei. Aceste sume se regăsesc în propunerea noastră de buget la partea de cheltuieli, astfel, la cheltuieli de personal 3.899.000 lei, la partea de cheltuieli materiale și servicii 4.258.000 lei, transfer la Consiliul Județean pentru persoanele cu dizabilități instituționalizate 330.000 lei, asistență socială la învățământ și la persoanele cu handicap 877.000 lei, investiții ale bugetului local din bugetul local 5.974.000 lei și investiții din surse de finanțare de la APIR, de la PNDL, ce mai avem de primit și de la Ministerul Muncii, 1.959.000 lei. Toate aceste sume ajung tot la suma de 7.297.000 lei, care am prezentat-o la partea de venit. Doamna primar, o să vă prezint proiectele de investiții. Eu am mers pe capitolul. Mihail a prezentat cifrele, că asta e estimarea contabilului, să prezinte cifrele. Eu am să vă spun concret ceea ce doriți să facem anul acesta. În primul rând vreau să știți că suntem a doua comună din județ ca și sumă care am primit-o anul acesta de la Consiliul Județean, chiar dacă au fost austeritate și chiar dacă în perioada de toamnă, de nu am primit absolut nimic de la guvern, s-au dat 0-0-0 atunci, acum am primit o sumă exact, că poate un pic mai mare ca cea de anul trecut, dar având în vedere faptul că s-au întâmplat atât de multe lucruri, cred că este o sumă foarte bună. V-am spus, suntem a doua comună care primim, Dofteana au fost primi și noi al doilea. Trebuie să ne bucurăm pentru că mai putem face proiecte, mai putem face câte ceva de banii respectivi. Însă am fost economii ceea ce privește și proiectele din anii trecuți, deoarece am avut și fonduri la fondul de rulment au rămas și împreună cu doamna contabil și cu cei de aici am împărțit în așa fel încât să fie pe majoritatea satelor din comună, nu doar într-un singur sat, și asta știți și dumneavoastră. Noi ceea ce vă prezentăm acum și ceea ce spunem acum este cumva relativ. Asta pentru că e posibil ca în două luni de zile, în trei luni de zile să apară alte lucruri și atunci știți când se fac rectificările de buget, întotdeauna trecem banii dintr-o parte în alta, pentru că dacă nu facem treaba asta, nu putem înainta. Adică nu putem totul lăsa pe un singur capitol și să nu ne mai mișcăm. Sunt mai multe proiecte pentru care ar trebui să punem ori cofinanțare, ori să le finanțăm noi. Da? La proiectul de modernizare infrastructură rutieră în satul Poduri, Comuna Poduri, el este în curs de execuție.
La reabilitarea și dotarea căminului cultural a mai trebuit pus ceva la CERMU, dar acesta s-a finalizat acum și s-a terminat și recepția. O să vedem ceea ce trebuie să punem noi de 4 miliarde, cred că, pentru cofinanțarea de la căminul de la Bucșești. Această cofinanțare s-a dat, s-a făcut licitația cam în jur de o săptămână, două săptămâni, imediat ce vremea ne lasă, domnul Calaver va începe lucrările de acolo, a fost singurul care a licitat și a câștigat și licitația. Iar v-am zis, imediat ce vremea se dă ordinul de începe a lucrărilor. Banii au fost de la Compania Națională de Investiții, suma a fost una foarte mare, extrem de mare, trebuie să vă spun, dar am avut prioritate și să spun, după atâtea drumuri la București, chiar vreau să spun că au fost niște bani foarte greu, foarte greu accesibili pentru, dar uitați că se va face. Mai avem reparații zona afectată de calamități pe satul Cheștea, pe satul Cernul, la Cheștea. Cei care au trecut pe acolo au văzut deja ceea ce s-a făcut, gabionarea de acolo pentru cine a trecut și a văzut despre ce-i vorba. Este făcută cu simț de răspundere, valoarea a fost de 5 miliarde. Asta este din fondul de urgență, pentru că acolo a fost drumul cu probleme, la fel cum a fost și cu drumul de la Brănești. Modernizarea drumului local de la Lene. Am să vă spun următorul lucru. În fondul de rugăciune cu doamna contabil, ne-a rămas o sumă considerabilă de 14 miliarde. Noi am făcut un proiect pentru drumul de la Lene și unul pentru drumul de la Cornet. Cornetul, partea care duce la biserică, de sus de acolo, de la intersecție și până la biserică. Noi am pus bani pentru aceste drumuri, dar aceste drumuri vor fi depuse și pe proiect în momentul în care se vor deschide. Drumul de la Lerene este depus la Compania Națională de Investiții, dar va fi preluat de Ministerul Dezvoltării, cred că într-o lună, două, imediat după ce se termină cu bugetul și la ei, pentru că am fost acolo și am discutat. Iar dacă drumul acesta îl finanțează 100% cei de la minister, banii aceștia care i-am pus acum pentru drum se va duce în altă parte, la un alt drum. De asta spun că este relativ bugetul, adică se întâmplă să ne dea finanțare, atunci luăm și facem altceva. Dar bugetul de anul acesta va fi împărțit pentru repararea drumurilor, pentru că mai avem destule drumuri de reparat. Repararea drumurilor, proiecte pe care o să le facem în continuare și ca un alt punct, extinderea de apă. Și vă spun și de ce. Pentru că din discuțiile pe care eu le am cu Crabul și cu cei care au master planul acesta și cu Poimul ca să putem face canalizare, este unul dintre proiectele care merg, cred că, cel mai greu, datorită faptului că suntem peste 40 de comune. Datorită acestui lucru, este foarte greu să ajungă toți, cred, probabil, la un consens. Însă licitația, am înțeles că a fost făcută. E clar că mai durează ceva timp până se va termina. Și este foarte multă lume care are nevoie de apă. Suntem în secolul 21, să mai spunem că nu vrem să punem apă. Și așa că proiectele care vor, dar va fi, toate lucrările vor fi făcute cu proiectare. Țin să vă spun că proiectarea general costă mai mult decât aș pune eu o apă, ca să știți și dumneavoastră despre ce e vorba. Un proiect este mult mai scump decât dacă l-aș face eu și m-ar lăsa pe mine să fac eu personal acest lucru. Dar dacă cineva vine și întreabă care sunt prioritățile pentru anul acesta, pentru Comuna Poduri, ar fi asfaltarea și extinderea de apă. Și o altă prioritate este proiectul de gaze, care vă spun că merge foarte bine. Este posibil că la anul să se deschidă finanțare prin PNDR, pentru, din ce am înțeles noi, pentru gaze. Și atunci noi, fiind cu proiectul deja gata, s-au făcut măsurătorile la traversări, adică se lucrează foarte mult la proiectul de gaze. Eu am așa un feeling la proiectul ăsta de gaze că o să fie și o să meargă mult mai repede decât proiectul de canalizare, adică mult mai repede o să ne descurcăm. Partea socială. Știți că în fiecare an am acoperit pentru persoanele care sunt în vârstă cu lemn. Deci dacă am mai pus un ban pentru lemne, să știți că banii s-au dus pentru numai. Și acum, de vreo două săptămâni, au mai venit și au mai cerut
au mai cerut lemne, deci ca să știți dumneavoastră despre ce este vorba. Mai nou, acum două săptămâni, cam așa, am avut, știți, concursul pentru, și examen pentru a face echipa de deservire. În echipa de deservire deja avem două persoane, ambele sunt din... Ambii sunt de aici, de la Poduri, de la Bucșești, Cătălin Dobrovăț și din Valea Șor și Gheorghiță Lupeș. Cred că știți, sunt băieți harni și băieți care își pricepuți și care să ne ajute. Și deja au început să ia măsurători ca să putem face să, pentru cămin, nu pentru cămin, pentru părculețe. La toate părculețele vor fi puse garduri, va fi făcut iluminatul. În fiecare părculeț o să punem o masă pentru șah, o masă pentru tenis, ca să avem pentru tineret. O să punem lumină, să fie lumină fiecare noapte, pentru că mai sunt și probleme și așa. O să mai punem coșuri de gunoi acolo unde este nevoie și lucrul acesta se va întâmpla cu acești băieți, vor face treaba aceasta. Deja s-au apucat de reparații pe aici, tot ce am avut. Au mai rămas încă două posturi. Vom scoate un post pentru urbanism, pentru că avem nevoie neapărat de un om la urbanism. Asta este, mare. O parte dintre colegi în scurt timp vor pleca, altă parte vor veni, pentru că asta e echipa. Pentru că am făcut, pentru că în anii trecuți au fost făcute destule economie, vreau să vă spun, la motorină și am avut utilaje mai multe și economie a fost făcută. Am propus ca pentru toamnă să cumpărăm o mașină, un Duster, pentru că eu merg cu mașina, asta, am avut și problema care am avut-o și, bineînțeles, că au avut alții grijă să fac din asta un întreg film, că m-am izbit cu mașina, sper să nu pățească și ei același lucru care au fost așa de treabă. Nu le doresc, nu vrea nimeni să pățească lucruri dintre astea, din dragostea de a fi văzut sau... Dar mă rog, cred că mașina asta pe care merg eu, dacă s-a înființat partea aceasta de deservire, pentru că ideea asta cu Vlad la spate, cu asta pentru scule, o să le dau lor ca să-și facă treaba cu ea pe drumul, pentru că deja au început să ceară pentru cernul, pentru... Am început să ceară. Acum lumea nu mai este ceva de genul, mergem pe jos până acolo cu plasa în mână, cu scule, pentru că nu mai suntem în anii respectivi, încât să mai facem treaba asta. Așa că, ca să știți și dumneavoastră, o să mai cumpărăm un dată, v-am spus, sunt economii la motorină și am economisit foarte bine banii și s-au mers și pe proiecte și nu cred că o să fie asta cea mai mare problemă acolo de acolo. Se pun bani pentru cultură, pentru școli, pentru copii, pentru burse, dar o să mai avem și pe ordinea de zi. Dacă dumneavoastră, cineva dintre dumneavoastră vrea exact sumele care se pun și așa, noi vă stăm la dispoziție exact cu ce sume se pun, dar vă spun, fiind relativ și peste o lună se întâmplă altceva, atunci trebuie să schimbăm, dar voi fi anunțați de fiecare dată când se fac rectificările bugetare. Vreau să știți că ne-am întâlnit Comisia de Buget, ieri ne-am întâlnit, sau alaltă ieri, nu mai știu, alaltă ieri ne-am întâlnit cu toții și am stat de vorbă și știu și dumnealor și au fost de acord cu ceea ce am propus. Am aici domnul inginer Starparu, mi-a adus o listă de propuneri pentru proiectele din anul 2021. O parte din ele, probabil că dumnealui încă n-a știut, o parte din ele sunt făcute. O parte din ele nu putem să le facem, de exemplu, asfaltarea drumului de la Nucărie. L-aș fi asfaltat primul, mai ales că e acolo, dar având în vedere faptul că se face canalizarea și începe de acolo și încep toate, extinderile de acolo, de la asta, nu mă lasă să o asfaltez până când nu începe, așa că o să mai facem cu reparații, ca să fie foarte rău drum acolo, ce e adevărat, dar nu ne lasă până când nu terminăm canalizarea, că e acolo ăsta, rezervorul, da. Ceea ce doresc este și o extindere a rezervorului, pentru capacitatea este foarte mică și oamenii dacă se dacă tot da, să fac, de asta, acum dacă o să facă extindere, o să fie presiunea din ce în ce mai slabă și lumea o să zică păi nu mai avem apă dacă îi lași pe azi și așa că o să trebuiască să extindem neapărat rezervorul de acolo. După asta avem extinderea de apă potabilă, asta este pentru Valea Șor și asta este pus în proiect acum pentru anul acesta. Extinderea rețea pentru Brănești deja s-a făcut,
În urma așa, betonare pentru ulița Marcu. Acolo betonare pentru... Da, acolo da, este, să vedem cum. Dar să vă mai spun ceva. Poate dumneavoastră să nu credeți că pare puțin, adică nu pare un număr foarte mare de metri aici, așa, de exemplu, la ulița la Marcu. Dar faptul că mă pune pentru 30 de metri să fac proiect, mă costă proiectul mai mult decât mă costă să-l betonez. Dar acum, având înființat compartimentul de deservire, sper că împreună cu băieții să pot să mă les prin compartimentul ăsta de deservire să fac lucrurile astea mai unde au mai rămas. Știți? Și încă ceva. Dumneavoastră, când aveți o problemă, și oamenii din comună, că sunt oameni care se uită la înregistrare, când au o problemă, bătrânii sau așa, pe partea electrică, pe partea de... și probleme de care sunt acasă și nu pot fi rezolvați, chiar o să dau și anunț, să vină să ne caute, pentru că băieții o să-i trimit și la oameni. Sunt oameni în vârstă, sunt oameni care nu pot să mai facă niște lucruri. Exact. Și acești băieți o să vină să, o să vină să-i ajute, în măsura în care pot să-i ajute, bineînțeles. Dar lucrurile astea mai mici o să încercăm să facem cu deservirea. Coșul pentru gunoi deja am, mai dat comandă și am dat comandă și pentru lucrurile astea ca să le facem în părculeții. La fel cum prejmuirile de la parcurile de joacă. Deja asta cu ecologizarea de la ieșirea din sat am început să o facem, am pus acolo utilajele, oamenii au transformat acolo o groapă de gunoi, pentru că și cu toate astea plătim la gunoi o grămadă de bani și nici lumea nu este, ca să nu spun, nu este învățată, ca să nu spun alt cuvânt, să ducă să scoată gunoi unde trebuie. Dacă într-adevăr trage ceva greu pe bugetul acestei comune fiecare an, este gunoi. În loc să facem ceva cu banii respectivi, câte 2-3 miliarde fiecare an, când ai putea să faci o bucată de drum, sau să faci ceva efectiv, tot 2-3 miliarde, faci 2-3 proiecte, noi trebuie să susținem gunoi. Dai 3 miliarde pe gunoi. Cine aude suma, poate alții nici nu au numărat vreodată banii ăștia. Sincer. Na. Dar nu, dar știți că, de ce spuneți așa? Că știți, la primărie spune aici să fură, aici să face, aici să numără bani așa, ca la mașina de numără bani. Da. Nici, nu mă un pic, domnul Bia, și vă las mereu. Asta cu gunoi este cea mai grea boală a bugetului, credeți-mă. Dacă lumea un pic ne-am adunat unii cu alții și fac apel la toată lumea care se uită, dacă ar fi un pic mai responsabil și în gunoi n-am pune tăti prostii, dacă n-am pune balastru în gunoi ca să plătesc balastru celălalt pe gunoi, ar fi minunat, pentru că îl atrage foarte mult la cântar. Și eu trebuie să plătesc balastru celălalt pe care îl pune acolo. S-au dus băieții, s-au dus, le-au scos din, cum se spune, le-au scos din, nu le-au dat, nu le-au, deja au luat de la început, deci trebuie om care să urmărească efectiv fiecare coș de gunoi în parte. Dar de ce să nu fim noi responsabili, că suntem dita mai oameni, nu chiar și suntem o comună aproape de oraș aici, nu suntem, da. Asta că v-am spus de ecologizare, că duc și acolo. Asfaltarea de TDJ 117 și Rusăiești. Acum este depusă la Compania Națională de Investiții. La Compania Națională de Investiții sunt următoarele drumuri. Ăsta care e aici, la Sfântul Nicolae, în față, drumul. Drumul care pleacă de la unde stă Părintele Morarul jos, pe la Albu, pe la Jandar, care urcă sus și se unește cu cel din dealul Bujorii care a fost făcut. Și drumul de la Cernu, drumul de la Cernu care pleacă de la pod, de la primul pod, și care duce, nu duce pe Cheștea, duce până pe Șopa, unde e ultima... Astea trei sunt depuse. Drumul de la Lereni, care v-am spus că am pus și bani pentru el, pentru că au fost depus mai târziu, și drumul de la Cornet. Astea sunt drumurile care sunt acum efectiv, dar prioritare, dar efectiv avem și reparații la drumuri. Reparațiile cele, știți, care le facem cu asfalt, unde putem să reparațiile curente de la drumuri. Și aici avem o grămadă. O să facem reparații la drumul de la Bucești, ăla care de la dispensar, care duce până la Părintele Scorțanu, drumul acela de acolo o să intre în reparație, o să intre Rusăieștiul de aici, de jos, de la Brănești și podul, până la pod și cu podul, pentru că podul s-a surpat și s-a stricat podul și am zis că să treacă un pic perioada asta de încă urât afară și să treacă perioada asta și o să vedem ce drum mai băgăm, că mai este ceva. De exemplu, să pun
o anumită sumă, da? Să spun, n-ai mai mult voie decât de 4 miliarde jumate sau cât e cu tot, ceva cu tot cu TVA, în jurul ăsta. Dacă noi vrem să punem un kilometru de asfalt, un kilometru de asfalt pentru reparații costă 10 miliarde și eu am 4 miliarde, gândiți-vă că 4 miliarde alea eu trebuie în anul respectiv să repar drumul, că nu mă lasă să fac mai mult, chiar dacă am bani mai mulți. Atât am voie să fac, de banii ăștia. Și atunci, și aici sunt niște lucruri pe care legea nu te lasă să le faci, nu că nu vreau eu să le fac, asta nu... Vine toată lumea cu reparatul drumului, să-i facem asfalt, toată lumea vine, foarte adevărat, dar asta trebuie să înțeleagă, cum o înțeles până acum și-o văzut că lucrurile s-au făcut, trebuie să înțeleagă și acum acolo, cu încetul, cu încetul, să încercăm peste tot să facem. Cam astea au fost care mi s-au dat, o parte din ele sunt aici, o parte din ele sunt depuse la compania de investiții și o parte din ele au fost făcute. Și mai avem rețeaua de iluminat public și pentru asta o să punem niște bani. Pentru, sunt câteva rețele unde vrem să le extindem și acolo la unde spre Ramona și aici pe dealul stânii unde ni se cer și au mai venit care să ceară cel puțin iluminatul și dar cel mai mult apa. Vă spun că apa este prioritară. În banii de buget am pus și o sumă de bani pentru a cumpăra, v-am spus, o bucată de pământ, că am discutat despre el pentru că am discutat de pe la începutul anului și am trecut în buget. Lângă pământul acela de la Rusăiești pe care l-am luat, mai avem acolo aproape încă un hectar și am zis să-l cumpărăm. Avem și referații de necesitate, tot ce ne trebuie pentru el. Sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute, care trebuie lucruri care trebuie reparate, lucruri care trebuie îngrijite astăzi. Faci ceva, mâini să dărâmă altceva și trebuie să o luăm de la început. Se termină în Bacuș în scurt timp, se termină de la drumul de la Brănești, o să termine și s-a lucrat acolo ca la cazemată și acolo câte au fost, plus extinderi de apă, plus tuburi, plus multe. Există un disconfort și drept până să faci, că nu avem ce să facem, la fel și la Cernu, pe drumul județean de la Cernu. Există disconfort. Ce să facem? Dacă nu exista disconfortul, n-ar fi existat confortul, ar fi rămas la același nivel. O să încercăm cât se poate să ajutăm și să ajutăm la biserică cât se poate cu cine și cu lemn și cu ce mai cerut. Că cer și ei, nu numai din punct de vedere material, cer și alții. De exemplu, dezinfecțiile la biserică, dezinfecțiile la școli, dezinfecțiile, mai ales cu prostia asta din... Și acum, să cer tot timpul, tot timpul te pune să faci, trebuie să facem și treaba asta. Și credeți-mă, costă o grămadă de bani. Să nu credeți că vine cineva să ne facă nouă, sunt foarte scumpi. Numai hârtii, dacă vreau să dau un hârtii pentru să fac un proiect, numai hârtiile costă câte 200-300 de milioane. Ce ar fi dacă ar fi 2-3 lucruri și într-adevăr să dai banii pe lucruri concrete, da? Asta e țara în care trăim și asta trebuie să suportăm fiecare. Da. Eu vă mulțumesc. Acum sper să aveți acolo, pe ordinea de zi următoare. Vrește cineva să ia cuvântul? Ziceați că salubritatea e foarte apăsătoare pentru cum aș propune. Eu știu, din când în când așa, am adunat oameni și sperăm un pic. Crește prețul la salubritate. Crească prețul la dumneavoastră. Poate așa îi sperăm un pic ca să nu mai... Să știți că acum nu este, dar eu n-am pus niciun fel de, cum să zici, între ghilimele, așa, n-am pus niciun bir de când sunt eu pe capul omului, în sensul că taxele și impozitele sunt așa de ani de zile, nu le-am crescut cu nimic. Bine, ce au fost crescute prin legea finanțelor, prin ce, sau prin, dar nu, noi personal n-am pus niciun leu în plus. La gunoi s-au pus câțiva bani în plus, nu s-au pus față de alte părți cu, dar dacă nu e într-adevăr să pun și pun de la ei, adică nu crescut cu unii prețul. Am înțeles, dar prin vorba de evaluații, da, dacă ne apucăm de pus... Să-ți sperim un pic așa, crești în prețul ăla, dacă puneți tot... Exact, iar degeaba și problema să îl faci tot la noi. Când nu îi lași să pună cu el un sac de gunoi, îl duci și-l aruncă în gârlă. Vine mediu și te... Nu vă spun că am avut acum de la mediu, am avut... Deci cel puțin controlii am avut de la mediu și de la api și așa, am avut controlii cel puțin două săptămâni, numai aici au stat.
Doamne, s-au dat să urcate dâmpuri și pe deal, ca să facă ca să aflu dacă găsești undeva vreun gunoi. Pentru că ducem gârlă în ordine, să-i plim la capitol. Exact. Dar de pe altă dată n-am băieții de făcut curățenii, s-au dus peste tot în cerul și când s-au dus băieții a doua zi, era la fel. Deci nu se poate, dar și noi trebuie să conștientizăm alea cu lucrurile astea, că până la urmă tot din banii noștri, să știți că tot din banii noștri dăm, nu dăm din altă coasă. Trebuie să stai la fiecare coasă. Da, nu poți să stai după aceeași persoană trei zile la rând. Da, nu, iar când dăriți după ce nu mai am mașină, dar dacă au ușor de vin... Da, domnul Bia, ai zis că vreau mai bine. Eu vreau, am ridicat mâna, eu vreau să spun următoarele lucruri, că... În cadrul comisiei noastre și noi am dezbătut, doamna primar, cum a prezentat domnul inginer Sarparu, proiecte pentru infrastructură, pentru drumuri. Și-aș dori tare mult să vă aduc în atenție doar unul. În campanie electorală, ulița Ichimeștilor, să o aveți în vedere, dacă e posibil, cu legătură la bisericile, la Biserica Sfinții Voievoz, Mihail și Gavril. De asemenea, am în dreapta mea la două scaune pe Ramona, o fată deosebită. De la Troiță, de la Niță, Lăcătușu, până în Cătunul ăla uitat de lume, nici becuri pe stradă, poate cu iluminatul, o să punem un stâlp acolo cumva, la intervalul Troiță până la prima casă. Vin copiii de la școală să duc adulții, e greu de înțeles. Și aș propune, doamna primar, nu ne gândim la proiecte de asfaltare, la proiecte grandioase cu 10 milioane și milioane de lei. Eu propun, după mintea mea proastă, propun ca să facem puțină economie, să ne cumpărăm un compactor de drum, avem utilaje, balastru frumos, compactăm și e mai bun drumul ca pe asfalt. De asemenea, aș ruga tare mult să aveți în vedere, eu să vă prezint dumneavoastră tot ce mi-au prezentat domnii consilieri din zonele lor, tot ce mi-au prezentat cu proiecte. Și comisia care analizează aceste gânduri ale noastre, aceste proiecte, să ne cheme și pe noi să încercăm în afară de Consiliul Local, în aceste comisii ale primăriei, să ne spunem oful. Pentru că atât de mult v-am mulțumit oamenii satului cu galul pe prăne, ce nu vă puteți imagina. Și acum, la mormântarea locului, se vorbea enorm de frumos de activitatea Consiliului Local și doamnei primare. Rămâne capătul ăla de drum, acolo e și rușine, e și casa fratelui Ienea, domnul Ienea Iulian, s-a zbătut omul ăsta, a pus sute de milioane pentru a aduce apă în cătunul ăla. E vorba de vreo 300 de metri de aici, de la stradă care o facem, până la Nea Mihai Iscu sau până la Busuioș, pe partea aceea. Dar asta rămâne în vedere, în vederea dumneavoastră. Având utilaje cu care să facem noi, scutim foarte mult. Și nu știu, să mă ierte Dumnezeu, dacă Consiliul Local aprobă un proiect, un drum, așa cum se face, petruit, compactat și cu șanțuri stradale, cum putem face cu utilajele noastre, nu știu dacă trebuie proiecte de anvergură de sute de milioane de lei. Adică, mergem pe proiecte mari, cu bani mulți, cum a spus dumneavoastră, pe proiecte care, efectiv, trebuie proiect acolo. Și eu de fiecare dată am găsit îngăduință și înțelegere la doamna primar și la colegii din Consiliul Local și din primărie. Eu să vă prezint aceste propuneri ale noastre și din partea lui Ionuț și a lui Ramona și a lui domnul Nistoreanu și toate celelalte și selectăm pe cele care sunt fezabile și care se încadrează în bugetul nostru. Mulțumesc! Mai vreau la biserică, la cuvioasă, să apară stila. Am înțeles, nu se poate asfalta, dar nu se face cu zgură de aia, cu ciment, cu un bapă. Mulțumesc.
proiectele astea mari și ele îndeplinesc de obicei un punctaj. Punctajul e pe următor. Trebuie să fie, în primul rând, destulă lume care să locuiască. Adică nu poți să faci pentru două familii, să faci un proiect care îl faci pentru 20 de familii. Este foarte adevărat că se vor face și pentru acelea în scurt timp, dar se ia întotdeauna de la mare la mic, că asta e, asta e la noi, asta este problema. Iar din ceea ce spune domnul profesor Bia de proiect, absolut pentru toate trebuie să facă și proiectul. Curtea de conturi vine pentru absolut orice. Au măsurat, când au venit într-un aul, au măsurat țava de la apă, au desfăcut-o și au săpat-o și au măsurat să vadă dacă într-adevăr e de atâția țoli de cât scria în așa și câți metri au avut. Și dacă au avut cu metru mai puțin sau cu metru mai mult. Deci când vorbim mai ales de balastări și când vorbim mai ales de utilaje și de a face ceva, este unul dintre cele mai stufoase proiecte. La astea se uită întotdeauna, să vadă despre ce-i vorba. Dacă v-am spus că au pus și au săpat, ca să vadă dacă într-adevăr țeava de la apă are atâta cât are. Chiar noi și pe urmă nu vine niciunul, nici dintre consilieri și știți dumneavoastră foarte bine, că acum nu iau eu niciun fel de grad. Dar când vine spune primarul, de ce a făcut treaba asta și de ce a semnat? Eu am înțeles, eu vreau să fac pentru toată lumea, pentru mine toată lumea este și la Piuliță, la Echimești, unde sunt o grămadă de oameni, ca și oameni de-a mei și am făcut până unde s-au putut, acolo am mers. Aici, la Ramona, am mers pe drumul care s-a dus la biserică, că a fost așa punctajul și a fost biserica acolo și am putut să trecem, și am putut să trecem la Valea și mai are 50 de metri până aia, alții mai au kilometri ca să ajungă, dacă stau bine și mă gândesc. Adică trebuie văzut și din punct de vedere tehnic aceste lucruri trebuie văzute. Eu încă o dată spun așa, asfaltat la toată lumea, că nu ține de mine neapărat. Dacă ar ține de mine, în 3 zile comuna asta ar fi asfaltat și ar avea și pod pe deasupra, ar avea și autostradă, ar avea de toate. Dar nu pot eu personal să fac lucrurile astea, că nu toate țin de mine. Asta e ideea. Credeți-mă, chiar îmi doresc să fac și chiar să lupt să fac lucruri. Birocrația, în primul rând, mă încurcă, asta este una dintre, și legea construcțiilor și legea care este în vigoare. Nu am, pur și simplu, sunt lucruri pe care le fac, dar sunt lucruri pe care nu pot să le fac pentru că nu vreau să fac de lucru. Eu am avut, știți foarte bine, eu am avut de lucru când am ținut niște ședințe și m-o dat la DNA. Da, păi să mai fac eu din... Da, mulțumesc frumos. Dacă mai este cineva, dacă și eu de aceeași părere și cred că trebuie să ne aliniem și la niște standarde, în afara faptului că dacă tot facem ceva, facem mai puțin și bun, nu ca să fie făcut. Asta e ideea. Mai este cineva care mai are întrebări? Să punem la vot. Împotrivă? Abține? Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea, modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 13 din 2014 privind răsfășurarea domeniului public al Comunei Pădure, atestat prin HG 1347 pe 2001, publicat în Monitorul Oficial 35-2002, modificările și completările ulterioare, inițiator primar Miclău Diana Narcis. Am să vă spun un lucru, sunt dat voi înainte de a trece la punctul 2. Pe Mihaela pleacă, vreau să-i mulțumesc pentru cum am tocmit bugetul. Are ceva ani de experiență, are 31 de ani de experiență în primăria Poturi, deci chiar vreau să-i mulțumesc și pentru că nu e un lucru ușor să, mai ales acum, având în vedere condițiile legii de acum, poate înainte mai era cum mai era, dar vreau să-i mulțumesc pentru cum am tocmit bugetul și pentru faptul că mă ajută ceea ce privește cifrele, pentru că eu vin cu propuneri, dar dacă cifrele nu sunt, degeaba propun eu, asta e problema. Mulțumim frumos, Mihaela. Mai poftiți cu bani. Da. Domnul administrator, să vă prezinti punctul 2. Și da, aici la punctul 2 o să luăm în comun cu punctul 7. De aici... Da, punctul 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei construcții identificată cu numărul cadastral 61803C2, inițiator primar Miclău Diana Narcis. Da, este vorba de școala veche de la CERN, care este cea de la Dom, care se află într-o stare foarte deplorabilă. Cred că știți, în urma și unor solicitări de la școală, de la director, am avut solicitare de a o dărâma. Cu privire la treaba asta, am fost pe data din nou la București, la Compania Națională de Investiții, pe unul cu doamna primar, și am făcut o solicitare.
construcții tare, privind includerea în programul național de construcții de interes public sau social, în subprogramul său de sport, pentru obiectivul de investiții, să ridicăm o sală nouă de sport, de 102 locuri, sală școală. Vrem să ridicăm acolo. Am făcut solicitarea, am fost și am depus cererea. Și în urma solicitării, avem aici câteva condiții de îndeplinit. Predarea clasamentului pentru imobilul construit din teren, destinat construcției pe perioada realizării investiției pe bază de protocol liber de orice sarcini către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin CNI care va realiza investiția. Amplasamentul se va preda de către beneficiar, viabilizat conform documentelor urbanistice cu respectarea reglementărilor în vigoare, angajamentul de a asigura condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului. În vederea construcției, prima condiție era de a avea o suprafață de cel puțin 5.892 de metri pătrați. Ca să îndeplinim condiția asta, evident, am decis să demolăm școala veche ca să ne putem, îndeplini condiția. Angajamentul nostru este pentru cofinanțare, în primul rând, pentru racordurile de utilități, electricitate, apă, canal sau gaz sau orice altfel de combustibil. Adică noi nu cofinanțăm decât că tragem toate cheltuielile. Atât, în rest ei dau. Sunt suportate de Compania Națională de Investiții. Și aici e vorba despre actele care încep pentru a putea face demolare. Extrazic. Ce trebuie pentru autorizații de demolare. Aici trebuie să aduc eu ceva aminte, că zilele trecute la muzeul satului a fost școala de la Cernu, școala aceea tip Spiru Paret. Ea a fost reconstruită, refăcută și acum este, se poate vizita la muzeul satului și am văzut că am pus eu niște poze așa și spune că școala din Cernu este, deci e o mândrie așa pentru cine se duce acolo și vede comuna Poduri, județul Bacău, adică e o mândrie pentru educația Podureanu, pentru oamenii din Poduri care, uitați așa, ne promovăm, nu se știe ce mai vine. Iată de la o școală care pusă de la ceva, poți să faci proiecte, poți să faci, adică e o chestie de lansare pentru noi ca și nu-i puțin lucru, pentru că nu mai există așa ceva la muzeul satului. Eu am fost, am vizitat muzeul satului, știu despre ce e vorba și nu au foarte multe, adică nu e extraordinar de multe lucruri, dar acest lucru sunt convinsă că o să rămână vizibil și pe retina celor care privește, pentru că nu-i puțin lucru să ai o școală acolo. Noi ne uitam și la căsuțile astea care erau mai mici, de tip maramureșean și ce adusese acolo. Dar o școală, să știți că e mare lucru să ne reprezinte. Da, în proiectul ăsta care, dacă zbărăm o școală la CERN, nu se poate prinde toată o sală de sport și o formă? N-avem teren. Tocmai asta e ideea. De asta trebuie și școala, pentru că ca să ne încadrăm în suprafață de astea tip. E standard. E vorba de... Într-un cuvânt, haideți să vă spun eu ceva. Într-un cuvânt, acum tinerii de la noi din comună, pentru fotbal, pentru asta, se duc pe la Dofteana și chiriați pe la Dofteana, săli, chiriază sală. Dacă suntem aici în comună și avem un kilometru jumătate, te duci pe jos până acolo. Zici, măi, nu poți să faci și la Podul și la Cernu și la... Acolo am găsit terenul, deci terenul nu puteam la Prohozești, la Prohozești. Iar ne-am gândit la Prohozești terenul, deja intrăm iar în litigiu cu un domn Constantinescu care vine iar și ceri de 200 de ani, tot ceri pământul de acolo și tot nu-i se dă. Și acolo am găsit ca și oportunitate și chiar e și lângă școală și și părculeț acolo. Chiar avem pământul. Am fost, am măsurat în vreo câteva zile cu cadastru, s-au făcut extrazi de carte funcțională, adică deja noi am început demersurile și acolo ni s-au spus că ar fi bani pentru școli, pentru săli.
au rămas bani pentru săli de sport. Adică cred că e o investiție bună pentru comun și încă ceva. Mai este o chestie, dacă nu dăm noi nimica, să punem pământul, ăsta e toată... Asta și secretul, dacă noi respectăm condițiile impuse de ei, inclusiv teren, inclusiv tot, nu mai plătim nimic, absolut, decât utilitățile, cum am spus, gaz, apă sau ce mai e, canalizarea. Da, iar pe, în asta cu 102 locuri, erau și 180 de locuri și 102 locuri, dar cu asta ne-am încadrat la teren cu 102 locuri. Erau pentru gazii, pentru de ăsta cu, ziceți, centrală cu lemn. Deci are mai multe feluri de... Are mai multe feluri de... Am aici pe telefonul, dacă se vede foarte bine, cam cum vă arăta. Arată, fain. Și s-au mai făcut în Bacău, mai sunt. În două sau trei comuni, mai sunt... Da, mulțumim frumos. Mulțumim. Cred că chiar merită pentru... Dar este ceva frumos și 102 locuri eu cred că e destul, pentru că omul la noastră e o sală de bază sportivă frumoasă. O să ies. O să punem la vot punctul numărul 2 și punctul numărul 7. Da. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Agri pentru anul 2021, inițiator primar, Consiliul Ioana Crescu. Știți că fiecare comună plătim cotizația fiecare an. Cotizația noastră este de 1000 de lei. Asta e viața. Nenegociabil. Cine este pentru? Împotrivă, abține, punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pe durata de un an, nou interiorul în față de cinci profesionale lucrate către un intervenor, liber de sarcini economice și sau juridice, parte din domeniul privat al Comunei Poduri, inițiator primar Nicolae Diana Narcisa. Este vorba de dreptul de folosință a unui teren de 571 de metri pentru conducta de gaz de la compresoare Moinești, depozitul al Botești, știți cât treci prin, ați văzut că se fac... Stadion. Da, exact. Prețul este de 2,5, atâta cât avem pentru metru pătrat, atâta cât îl avem în ședința de Consiliu. Plătesc cât timp schimb, nu plătesc da. Până când, pe un an de zile. Asta e perioada. Și dacă o să fie și mai au nevoie și pe urmă, mai prelungim. Asta n-am ce să spun, decât să le punem la dispoziție să poată să treacă cu conducta respectivă. Bine, și acolo, dar ai ce spune, dacă îi să spui și de rău, că strică drumul, strică, trebuie să ceri, trebuie să faci un fel de circul, un fel de... Adică este spus și partea negativă, dar așa cum știți, eu nu prea sunt de acord neapărat, mai scoatem și ce... Există alții care scot, nu-i problemă. Asta e viața. Deja așa se vorbește dintre gazele la poduri. Da, știu. Nu sunt gazele, e o conductă pe care gazele la poduri în momentul în care va începe acest proiect pentru gazele la poduri, cred că vor începe din partea de Buleni, Cernu, încoace, pentru că e din legat de magistrala de la Berești-Azlău și atunci alegând de acolo și încep în sens invers. Tot din ce, o să vă mutăm la cer, este favorizat toată lumea, pentru că dacă stăm bine și ne gândim, toți trecem și pe un drum și peste tot. Nu-i numai nostru personal, îl facem pentru toată lumea și drumul județean, dacă l-am făcut, trecem toți pe el, nu numai unul sau altul. Da, cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local. Inițiator primar Nicolae și Diana Narcisa. Da, era... A spus la dispoziție, ca să vedeți și dumneavoastră în momentul că ați văzut că și pe parcursul anilor, fie că și anul trecut, au venit cu tot felul de ajutoare pentru cei care sunt cu probleme de sănătate, pentru cei care, doamne ferește, au cu focul, incendii, cu... Da, cu ajutoare pentru familii și persoane singuri și asta iar am ajutat aici, vorbim despre cei cu lemn, despre cei care au avut treabă pe timp de pandemie, care au fost ajutați.
ajutoare din mormântare, adică cu ajutorul de cei persoane vârstnice care nu are susținător legal. Acum așa au și n-au susținător legal oricum. Pentru cadavrele neidentificate, pentru păstroane în străinătate, pentru repatriere. Noi am făcut acest lucru ca să vă, ca să-l avem și noi în momentul în care facem treaba asta, să știm că, din punct de vedere legal, suntem acoperiți. Vă mulțumesc. La vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modernizarea rețelei existentă prin înlocuire cablului de cuplu fibră optică și construire rețea de comunicații electronice prin instalare fibră optică în comuna Cuplu, județul Bacău. Vorbesc eu despre treaba asta. Da. Da, vorbesc eu despre treaba asta. Este vorba de autorizarea executării lucrărilor de construire, modernizare rețea existentă depusă de Telecom România. De ce vă spun că vorbesc eu? Pentru că am auzit niște chestii care eu nu le-am știut, dar mie îmi place că le știu alții și ajung la mine după ce le știu ei și spun că le-am știut eu. Între Telecom și NCS, au început o circ și un fel de ceartă care și cum pune mai repede și la care e mai bună rețeaua. Au venit și ne-a anunțat Telecomul că începe, s-o luat la ceartă cu cei de acolo, că știți cum e, asta e principiul concurenței. Ei s-au certat între ei, după ce au terminat cearta asta între ei, pentru că nu mai puteau media și nu vreau să se ducă nici în instanță ca să nu ajung în instanță, că e mult de parcurs în instanță, au venit la mine ca să-i mediez eu. Și eu le-am spus, domnule, care vine cu acte și cu... până când nu veniți cu acte, să fie cadru legal, nu avem ce să facem. Ei, bineînțeles că au escaladat mai mult conflictul. A fost cineva foarte inteligent, că nu pot să spun, eu știu cine e. Deci asta e ideea, știu cine e și am să spun cine e într-o ședință din Consiliu. Foarte inteligent, mi-a scris undeva pe Facebook pe asta, că am așteptat să iau, să văd care dintre, da, să iau șpaga de la care dintre ei dă mai mult, de Telecomul sau ceilalți, care dă mai mult și de acolo vreau să iau șpaga și am sabotat întreg actul educațional, pentru că pe timpul acestui lucru, cât i s-o certat, că copiii nu au avut acces la internet, o întreagă treabă care, bineînțeles că nu e adevărată, că avem aici profesori, avem... Eu rămân câteodată, vă spun sincer, eu rămân mirat de ce prostii se pot disca și ce prostii pot să produc unele persoane. Nu numai că rămân mirată, mă întreb uneori, chiar dacă acum poate îi ridic așa mingea la fileu unora dintre cei care au fost contracandidat, dacă văd că se muncește atâta, dacă eu sunt omul care să sabotez vreodată vreun om din comuna asta, sau dacă nu mi-am pus timpul și sănătatea și creierul și răutăți și bunătăți, dacă nu mi le-am pus la dispoziție pentru comuna Podr, ca să pot un imbecil să spună că eu am sabotat actul pentru că, vai de mine, nu au terminat. Dar oamenii trebuie să-și facă actele. Eu le-am spus așa, când actele sunt gata, ca să nu vă bateți între dumneavoastră, veniți cu actele, faceți mai departe. Care e mai bun? Să fie cel mai bun, să fie cei mai bun pentru comuna Podr. Pentru că internetul nu merge pe Orange, nu avem nici semnal, nu avem semnal pe Nica, pe unde ne ducem și nu putem vorbi. Eu în birou la mine nu am semnal, de exemplu. Și să aici în centru, cu 30 de antene. Au participat la... Nu, n-au participat la licitații. Ei au cumpărat, Telecomul are din mult, că din foarte mult timp... Da, nu era semnal ei și remes. Și acum își modernizează fibra optică, nu o pun. Că și unii și alții aveau. Dar având în vedere că e vorba despre partea economică și despre partea... Asta este concurența. Nu ai ce să faci. Peste tot este concurență. Da. Dar nu pot eu să-i dau jumate și jumate. Cine vine cu acte în regulă și cine vine ca să poată să obțină autorizația de construire și aduce toate avizele și tot ce are, acela primește, că nu... Au și o parte
aveau și alta, interesul era să se înțeleagă unii cu alții și să vorbească între ei, să ajungă la... Dar n-au înțeles, sau bătut, sau... N-au înțeles, adică... De ce să ajungă la mine conflictul ăsta și de ce câte un imbecil trebuie să strici treaba asta și să spună că eu sunt divin în toată treaba asta, când habar n-am avut în sensul de, că ei trebuie să bată și trebuie să ajungă la mine. Adică eu aici, au fost ani când m-am certat și când am bătut cu pumnul masă și când s-au jurat pe aici doar pentru faptul că am vrut să fac ceva la școală și am renunțat la niște drumuri ca să fac școli și așa, și vine acum un mucios ca să spună mie că vă cer scuze pentru cuvintele care spun și dacă se uită lumea, dar v-am spus, știu cine este, de asta spun. Dar ca până când aflu exact să pot să vă și demonstrez numele care este, îi spun așa, că nu merită să-i spun altfel. Nu cred că se vorbește, aici de chestii dintre astea, merg cu mașina primăriei, nu mi-am cumpărat apartamente, nu mi-am cumpărat casă la Miami, nu mi-am luat nica din... Vin frumos, cum vine toată lumea și nu cred că sunt sute în comuna asta care stau mult mai bine și financiar și din toate punctele de vedere. Dar cu ce ar vrea să vină primarul la serviciu? Cu roaba? Cu ce să vină? Și să vină îmbrăcat? Să vină îmbrăcat în catrinți, cu ei, cu rupt? Cu ce să vină? Dar nu noi trebuie, eu personal, când mă duc undeva, nu trebuie să mă duc să am un... Bă, am și o mașină, chiar dacă e mai bună, dar imaginea pe care o duc mai departe, să mă duc rupt, ce să fac? Sunt lucruri care chiar mă deranjează și pentru faptul că muncesc aici și pentru faptul că stau de dimineață și uneori mă prind și noaptea aici și uneori plec noaptea la București și vin noaptea acasă, e ușor să stai pe Facebook să scrii prostii, e foarte ușor. Asta e cel mai ușor, când ești dobitoc, asta e cel mai ușor. Îmi cer scuze pentru ieșirea pe care am avut-o, dar chiar nu stătea așa, că a fost asta cu Telecomul și așa. Eu în loc să știi că îmi doresc ca să vină cei mai buni și cei mai pentru noi aici, să avem copii, să aibă calitate. A fost dată când am spus eu nu pentru copii din școlile astea, a fost vreodată vreun eveniment, ceva, care copiii să nu fie profesori, să nu fie stimați și aduși la respectul care trebuie ca oameni și și cadre didactice ale Comunii Poduri. Da. Îmi cer scuze. Trebuie să dăm autorizații de executare a lucrărilor pentru Telecom. Asta cere. Cine este de acord? Abține? Împotrivă? Să le dăm să apuce cât mai repede. Beneficiem de avantajele fibrei optice și aici. Deci, punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor premergătoare, cumpărării unui teren necesar, amplasării unor investiții. Am vorbit despre asta, despre terenul care am vorbit pentru de acolo de lângă cel de la Rusăiești și pentru extinderea terenului, 7100 și ceva de metri. Asta o să vedem după ce o să facem, să facem o evaluare, după cum știți, se cheamă expertul ca să evalueze, să nu sară prețul pistii, prețul care îi trebuie să sară, că așa, știți cum e lumea, ceri mult și bine, na, dar nu se poate decât lua în niște condiții și am trecut aici ca să știți dumneavoastră cine este pentru. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului, numărului și criteriile de acordare a burselor acordate de Școala Gimnazială General Nicolae Covacăruri în anul școlar 2020-2021. Inițiator primar Nicolaus Iana Marchesa. Suma care a fost propusă este de 15.000 de lei. O să vedem în funcție de partea socială și de partea de merit. Aceste burse nu pot să fie sub 100 de lei. Asta este tot ce pot să vă spun aici, deci este vorba de 15.000 de lei, iar bursa nu poate să fie sub numărul, o să-l aflăm după ce se începe școala, după ce se face o situație și atunci o să aflăm exact numărul și o să vă spun într-una din ședințele viitoare care va fi numărul de copii care vor beneficia. Dar încă o dată spun, e vorba de burse sociale și de burse de merit pentru copiii care au rezultate bune. Da. Timp de 10 luni. Lunar, timp de 10 luni, da. Mulțumesc frumos. Trebuie. Da, mă.
cred că e clar. Dar noi am votat și mine din alt aduc să aminte, după ce am făcut anul școlar. Cinstit, într-una din zile, când am mers, cam obișnuința când vin pentru pâine la familie, trec și salut pe doamna primar, pe domnul viceprimar și pe colegi. La un moment dat, am salutat-o printre ușa întredeschisă pe doamna primar. Săraca, nemai putând suporta certurile între reprezentanții Telecom și ceilalți, abar n-am cum se cheamă, privind fibra optică, și bineînțeles a ieșit doamna, domnul Bia, nu mai pot, mă doare capul, să ceartă ăștia ca nu știu ce. Doamne, calmați-vă și vedem, discernem, poate în Consiliul Local, poate sunt mai mulți colegi care susțin ideea asta. Eu am pățit în decursul vieții sute și mii de reclamații nu la DNA. Doamna primar este cu DNA-ul. Și cu aceste jigniri adresate tuturor oficialităților, începând inspectorat, minister și ce doriți dumneavoastră. Le-am trecut pe toate cu puțină nepăsare, e cam supărător treaba asta. La fel le recomand și doamnei, să nu mai pună la inimă toate astea. Lumea vă cunoaște, lumea vă știe ce ați făcut și cum se va înflori comuna asta, să știți, va înflori. Chiar dacă mai sunt păreri pro, contra și așa mai departe. Iar ăia care stau tot timpul pe Facebook, aș dori tare mult să transmit următorul lucru. Mai țineți minte că odată, mai de mult am zis că o să vă aduc eu dumneavoastră toate măgările care au fost scrise în campania electorală. Și la adresa, nu era vinovat domnul Dobrogăs cu nimic, nu era vinovat doamna Diana cu nimic. Aceste floricele care efectiv înțeapă inima omului și stresul ăsta continuu, duce exact ce-o păți săracul puiul vecinul. Și de asta spun să nu tratăm decât cu... Cum să vă zic? Atât îi duci capul, cu indiferență, vorba lui Ionuț. Și referitor la fibra optică, mi-aduc aminte când s-a instalat fibra optică pentru telefonia fixă, când elevul nostru, Mircea Șova, era director la direcția de Costel Ajută-mă, Teleconstrucția. Ei, imaginați-vă că oamenii ăștia au lucrat și lucrează. Ce fac bișnițarii ăștia, iertați expresia cu ghilimele, că se ceartă la cuțite pentru ciolan, e egal cu zero. În timpul cât școala a fost online, l-am ajutat pe nepoțel. Aveți cuvântul meu de onoare, oameni în toată puterea cuvântului, nu ne descurcăm cu tot ce înseamnă aparatura asta ultra-sofisticată și cu, mă rog, online-ul ăsta al copiilor. O mare mizerie. Și mai zic încă ceva și cu asta închei. Oare a întrebat-o cineva pe doamna primar sau Consiliul Local când au apărut ca ciupercile după ploaie antenele acestea tip 5G
alu Huawei sau cum se cheamă telefonul ăla, că nici nu-l pronunț bine. Sau știu eu ce se întâmplă? Eu atâta știam că americanii merg până la 8G. Că americanii au rachete, au care, mă rog, tot sistemul lor. Dar 5G-ul ăsta rețineți noastră, desface celula umană și pătrunde, facilitează pătrunderea virusului ăsta păcătos, COVID-ul ăsta, și ne bagă în mormânt. A întrebat cineva Consiliul Local de aceste antene 5G care au apărut în comună? Discută oameni, că eu nu pot să vorbesc la telefon, că în spatele bisericii adventiste este nu știu ce antenă 5G și așa mai departe. Duceți-vă oriunde în comună. Că până când o să avem ședința următoare, o să vă aduc fiecare punct din toată comuna. Unde sunt astea? Vor să ne pune pe calculator și să ne bage microchipuri ca să vedem unde suntem și ce facem? Că de mormântat ne bagă în saci negri și ne trimite la mormânt. Sacul cu excavatorul și ne bagă în mormânt. Iertați. Mai vrea cineva, mai are vreo problemă, vă rog chiar să ridicăm probleme pe bune. Și asta sunt pe bune, doamna președinte, da. Chiar dacă nu le vedeți dumneavoastră. Nu ca istorie, vă rog frumos, haideți. Da. Doamna, când am o întrebare scurtă, ați precizat problema de la Procorem, că în dealul Bujurecul este proiect acolo. E prinsă și bucățica de la Vincent, de la Alex și până de la biserică, acolo bucățica aia? Da. Vă face un codeț, da. Și altă întrebă, am și o rugăminte, dar trec de multe ori, cred că pot să plinez la Voinești, aici, în față la doi pași. Șanțul ăla acolo. La șanțul ăla am mărit șanțul, cred că mereu am făcut. Tare, trebuie găsit o soluție. Personajul care are șanțul din față, e o problemă, trebuie făcut aceeași mărime de șanț probabil și la vale, dar asta ar însemna că oricum se strâng pe acolo asfaltul, plus că s-a terminat acum și asfaltul ăsta de aici, așa că nu o să vină să-l facă. Tot avem, știu despre ce vorba, dar acolo e altă problemă. Nu știu dacă e problemă șanțul, e problemă cât mașinile care opresc acolo în față și stau în față la doi pași. Asta e problema, nu șanțul. De acolo stau în față mașini, una după alta. Și ce pierde? Și e mai mic, și mai strâng un pic drumul și acolo opresc, ca să fiu da. Era o soluție foarte la îndemână, un tub de plastic pus, apoi cu un pic de balast acolo, da. Ai pus, în situația acum am pus unul, anul trecut am pus unul. Dar cred că e cam mic. Dar în situația în care pui tubul și vine o mașină de aia mare și o parcat acolo, deci, da. Bine, sunt și tuburi de alea corogat care poate să țină. Poate impresiv o soluție da. În poata de intrare în comună și starea farului. Poata de intrare în comună e drumul care vine da. De la Moinești, de la Rompetrol și până la stadion care are niște croci de 3 metri. Din 5 parcă, doamne, parcă să țin propriile cele să știți plasmă, așa să întind mai repede decât am văzut vreodată. Am avut discuții, o să facem și acolo, cum a zis, o stăm de poate și facem. Am avut discuții cu Moinești, cu Consiliul Județean, aproape cred că în fiecare zi am sunat, pentru ca să poată să ne dea și să facem asfaltarea pe bucățica aceea de drum, pentru că până la urmă ne reprezintă și noi suntem cei care... Noi suntem care tranzităm acolo, asta e. Intrarea pe la Găzăriei, jumătate făcută, jumătate nu, aici și aia, jumătate dispartă, deci nu e o problemă. Acum sper că această primăvară, cât mai repede, de fapt, când s-o dat bugetul, să ne-l asfalteze. Eu așa sunt convinsă și o să fac în continuare. Demersul s-a făcut și am tot făcut demersul, că s-a plictisit diminic, dar acum sper să plictisească când îl pun. E comuna Moinești. Da, e comuna Moinești, da. Invers trebuie să ne gândim. Da, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că ați aprobat bugetul. Vă mulțumesc frumos pentru celeritatea dumneavoastră și pentru înțelepciunea de care ați dat dovadă. Pentru că, până la urmă, banii aceștia se duc tot pentru noi aici, în comuna Podul, nu se duc în nicăieri în altă parte. Sper să ne susținem anul acesta după ce terminăm cu bugetul și mai începem alte proiecte. Cât la Bucșești, cât la Cernu, cât la Provozeci, oriunde ar fi proiectul, sper să ne susține pentru până la urmă toți locuim în această comună și nu e important sau important e un diar lumea nevoie.
să susținem copiii și școlile și bătrânii care au rămas, pentru că sunt foarte mulți bătrâni rămași singuri în comună și să-i susținem și pe ei așa cum putem și să ne aducem frumos la cunoștință unul altuia, subliniez frumos și amical și cu, încă o dată spun, cu celeritate și cu înțelepciune, să ne aducem la cunoștință problemele care sunt, nu într-un mod răutăcios, nu într-un mod neapărat critic, pentru că, încă o dată spun, nu se rezolvă nimic așa, credeți-mă. Chiar nu se rezolvă nimic așa. Cei care gândesc în felul ăsta negativ și vor să scoată lucrurile negative, bine, eu știu pentru ce vor să scoată lucrurile negative, nu asta e problema, eu am problemă cu persoana mea, nu cu o persoană, nu cu lucrurile care s-au făcut în comun. Ar fi bine să se gândească de două ori și cel care o scrie și așa am să-i chem atunci când, cu tot cu părinți aici la mine și am să-i le explic ca să facă și părinți ce specie au crescut. Mulțumesc frumos! A, ah, respect, da.